Cel puțin oficial, pandemia a luat sfârșit. Ei bine, de pe 8 martie primim un cadou neașteptat. Starea de alertă nu va mai fi prelungită. Asta înseamnă, potrivit unor surse guvernamentale, că ne vom putea bucura din nou de petreceri sau de ieșiri la restaurante, fără limită de oră, iar certificatul verde va fi eliminat, așa că oricine va putea merge la mall, la cinema sau în vacanță în țară, indiferent că este sau nu vaccinat. Pe 16 martie s-ar fi împlinit 2 ani de când România a intrat în stare de urgență. Apoi s-a schimbat în stare de alertă, care a tot fost prelungită și care a venit la pachet cu multe restricții. Epidemia de COVID-19 se află pe o pantă accelerată descendentă la noi în țară, iar valul 5 este aproape de a se încheia. Este momentul, deci, să luăm noi decizii legate de gestionarea acestei situații, decizii cu un impact major pentru viitor, a afirmat Klaus Iohannis în declarația de presă de la Palatul Cotroceni. Și cu masca asta, ni se ia. Eu, parte, o port acum nu mai mult de frică asta. O port că mi-e dracă, adică pentru frig. Și noi bătrânii, pentru noi e bună. Dar m-ați obișnuit așa, cu masca? M-am obișnuit cu masca. Și asta vă zic. Și am făcut injecțiile acelea, nu m-am simțit cu ce unii rău. O fi fost adevărat, nu o fi fost, mă simt bine. Dacă așa consideră cine, e în regulă, e chiar bine. Numai să fie bine, că cu războiul ăsta nu mai zice nimeni nimic de virus. Așa este. Da? A fost greu în acești 2 ani. Da, mai ales în prima parte. Să stai mai mult prin casă și asta greu, dar te adaptezi, omul e adaptabil la toate acestea. De 8 martie primim un cadou neașteptat și starea de alertă nu va mai fi prelungită. Asta înseamnă, potrivit unor surse guvernamentale, că ne vom putea bucura din nou de petreceri sau de ieșiri la restaurante fără limită de oră. Să ridice odată, să ne scăpăm de pandemia asta. V-a fost greu în acești 2 ani cu aceste restricții? Da, foarte. Eu sunt foarte bucuros, eu sunt cetățean bulgar, de origine română. Mă numesc Ivan Juvete și sunt directorul Centrului Cultural Român la Vidin. Asta nu spun că să mă afișez ceva, dar vreau să subliniez că vin mereu în România. Am și personal, dar și niște altele obligații. Și pentru mine și pentru toți prietenii mei este o bucurie că ne întorcem în starea normală. Certificatul verde va fi eliminat, așa că oricine va putea merge la mall, la cinema sau în vacanță în țară, indiferent că este sau nu vaccinat. Vor putea fi organizate și nunți, festivaluri sau conferințe fără limită de participanți și nu va fi nevoie să purtăm mască atunci când ieșim din casă. Nu este clar însă ce se întâmplă cu obligativitatea purtării măștii în interior.